O fetiță în vârstă de 5 ani a ajuns sâmbătă 5 septembrie în jurul orei 18:20 în stare gravă la spital, în urma unui accident de circulație petrecut în localitatea Păușa. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a rezultat faptul că copila, Sonia L., din localitatea Păușa, fiind lăsată nesupravegheată, a traversat strada în fugă prin loc nepermis. Aceasta a fost accidentată grav de un autoturist condus de Ioance, în vârstă de 67 de ani, din Zalău. Șoferul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.